Prieteni, vă salut! Vrem astăzi să continuăm cu povestirea despre casă, masă, rasă. Data trecută am vorbit ceva despre stupi, adică despre casa pentru albini. Și ca concluzie, fiecare își alege stupul în dependență de ce dorește el să facă mai departe, sau de care cantități de miere dorește să facă sau ce zonă are în prejur. Uh, astăzi o să vorbim mai mult despre masă sau despre hrană uh, de care are nevoie albinele noastre, uh, mai ales în perioada, perioada asta a primaverii. Uh, iarăși, o mare parte din noi au avut parte în zilele trecute de foarte buni ploi, Uh, în schimb albina nici azi nu are posibilitate să iasă afară, să adune de exemplu polen sau chiar ceva nectar. Din cauza asta noi trebuie să intervenim. Să intervenim tot timp cu hrană glucidică și hrană, uh, hrană proteică. Uh, câte ori se dă, pentru noi nu trebuie, e important să nu se termine. Din momentul de, de, de când noi începem a da uh, siropul sau turta proteică până la floarea de salcân Astea două tipuri de hrană din stup nu trebuie să termine. Noi de obicei începem puțin mai devreme, pe luna februarie, din cauza că o bună parte din familie care le avem lucrează pentru a produce albine pentru nuclei sau puiet pentru roi. Iar stupinile care sunt folosite mai mult pentru producția de miere, acolo începem iarăși puțin mai târziu. Dar tot timpul trebuie să mergem adică de la ideea că încă nu avem o așa fel de albine selectată care să se poată să trăiască și să adună miere din foame. Mulți spun că au miere, le ajunge. Sunt de acord. De exemplu, și noi avem la ziua de azi destul de multă miere în stup, iar o bună parte din mierea asta e miere cristalizată. Mai ales, trebuie să cunoaștem că în anii săcetoși, cum au fost, de exemplu, 2022, tot timpul mierea aceea de, de, toamnă sau mierea din luna august e o merie care când se cristalizează se face destul de tare, iar acum albina are nevoie de foarte multă energie ca această miere să fie încălzită și să fie folosită pentru, pentru a produce lăpcișor, pentru puiet. Ce facem noi când dăm sirop? Noi o scutim de cheltuiala asta de energie, plus la asta este foarte mare nevoie de apă iarăși când dăm o cantitate de sirop mai ales în primăvară îl dăm un sirop cât mai diluat, în timpul sezonului la fel, dăm un sirop cât mai diluat, iar când e vorba de completare pentru iernat, atunci dăm siropuri maximum de concentrate, când îl facem din zahăr când procurăm siropuri uh, uh, invertite uh, trebuie de date cât mai repede și cantități cât mai mari uh încă o dată vreau să repet, încă nu avem o albină selectată care să trăiască din foame. Din această cauză, începând din luna februarie până la salcâm, de la salcâm până la tei sau până la floarea soarelui, dacă nu avem din natură sau dacă vedem că scade cantarul, noi avem nevoie ca albina dată să fie hrănită pentru a menține și nu numai a menține, dar și a crește familia pentru un nou cules. La noi în Republica Moldova avem 30 de zile, 35 de zile pe an când albina are posibilitate să culeagă. Iar restul zilei noi trebuie să facem tot posibil ca să avem familii mereu pregătite pentru cel mai buni culesuri. Iarăși, anul ăsta sau chiar aici în spatele meu, stupina care avem, e o stupină formată sau e o locație formată din roiuri. E cea mai slabă locație care o avem, sunt majoritatea în două, trei rame strânse. Dar dacă le dau la timp hrana proteică, hrana glucidică, cred că în 2-3 săptămâni, când o să facem câteva filmări și în locația asta, o să vedeți cum, cum vor aceste aceste familii sau acești roi. Să spunem așa, de azi încolo foarte mult o să însemni cât hrană noi o să dăm. Cât dăm jumătate de litru e ok, dar cât dăm jumătate de litru înseamnă că în fiecare zi trebuie să dăm. Că dăm câte o țâră de turtă proteică, iar, Care e sensul să dau uh, câte 300 de grame de turtă, dacă mâine sau apoi mâine trebuie să dau iar. Uh, și tot timpul, și deschiderea asta de stup, o deschid, o închid... De, um, bun, noi nu ne permitem lucrurile să facem, în cazul că nici nu avem timp, avem destul de multe familii și nu mi permit ca fiecare 2-3 zile să vin la stup. Uh, dacă nu mă greșesc, uh, ce avem aici în spate s-a dat hrană ultima dată 12 zile în urmă, dacă eu nu mă greșesc. Azi am trecut și am dat, înseamnă că cel mult în 10 zile iar o să, o să repetăm și iarăși, ca exemplu, dacă mâine sau poi mâine o să ploaie, noi o să continuăm chiar și pe ploaie să lucrăm la celelalte stupini unde, unde este nevoie ca să intervenim cu hrană. Cam asta e despre hrană. E foarte simplu, niciodată nu trebuie să termine, începând după primul cules, după primul zbor de, de curățării, până intră albina în iarnă, tot timpul trebuie să fie hrană din belșug. Cineva ne-a întrebat câtă hrană este nevoie sau că este foarte costisitor să dăm atâta hrană. Eu sunt de acord, dar noi trebuie să mergem, iarăși, de la ideea că dacă eu vreau să fac dintr-o familie care astăzi are 7-8 rame de albină, eu vreau să fac din ea... 70-80 de kg de miere în sezonul 2023, eu trebuie pentru familia dată pregătită 30 de kg de hrană. În cazul ăsta eu o să am și cantitatea de miere despre care am zis și o să am o familie bună care va intra iarăși în iarnă. Încă o remarcă, noi folosim atâta multă hrană din cauza că fiecare familie se dublează în sezon, fiecare familie scuturată cel puțin 2-3 rame de albine. Practic, din toate familiile se scoate și puiet pentru popularea la nuclei sau pentru formarea roilor. Dar dacă, chiar dacă lucrăm numai pentru miere, asta nu se schimbă. Se schimbă doar un singur lucru. Că dacă eu intru uh, cu o familie pe patru rame, dumneavoastră care produceți doar miere trebuie să intrați cu o familie pe opt rame de albin în iarnă. Uh, că dacă avem amul 5-6 rami și nu știu ce roiește pe urmă. Asta o să vorbim data viitoare când o să vorbim despre rasă. Acum ca concluzie la două teme care deja le-am discutat, ca casa și masa. Dacă avem un stup uh, corect sau un stup de care noi avem nevoie pentru a produce miere și dacă în acel stup niciodată nu se termine hrana, atunci familia dată o să aibă o dezvoltare. Și altfel, noi dacă nu avem stupul care trebuie, dar adică lucrăm cu hrană, îi dăm, îi dăm, la fel. Eu mai dau de exemplu, eu, vă dau exemplu între orizontal și stupul vertical. Sau invers, dacă avem stupul ideal, dar îl lăsăm în voie soartei, la fel. Nu o să aibă, adică astea două lucruri sunt foarte, foarte strânse iar rasa tot asta completează. Despre rasă vom discuta data viitoare, iar până atunci, pace și sănătate!